treci la locul de onoare aici. Așa, și ce facem astăzi? Să ne spui aici? Mă ne uităm animale vegetate. Cum? Animale ce? Ce? Eu să zic? Astăzi ne uităm la niște clipuri gen încearcă să nu spui wow. Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să facem din nou un video de reacție pentru că așa cum au spus unii dintre voi cu mine, cum au spus unii dintre voi că v-au plăcut acele clipuri și mai vreți, unii au spus că nu v-au plăcut sau că nu vă interesează sau alții că n-am idei. Da, n-am idei. Să știți că n-am idei. Dacă vă arăt lista mea de idei, e plină. Doar că faza e că n-am cum să le filmez. Afară e urât. Afară e urât. Sau n-am chef să le filmez acum. Nu am să fac ca se prind acum afară. Da, e vorbăreț. Da. Ok. Lista următoare cu ideile de vlog. Vreau să-mi scrieți ce vlog vreți să vedeți următorul. Eu vi le citesc și voi alegeți pe care să-l fac următorul. Da? Așa, exerciții cu Nicolas. Baloane explozive. 571, ăsta am uitat ce era. De ce mă risc mereu și de ce sunt dependent de sport și de nebunile pe care le fac? Răspund la mesaje de pe Instagram. Battleflip Challenge cu ardei iuți. Asta e așa o idee, o combinație. Recorduri mondiale ciudate. Turnuri din pahare de plastic. Challenge, asta e challenge. Whisper Challenge. Tot un challenge. Și multe altele. Am aici o listă întreagă de idei pe care mi le notez de fiecare dată. Căline, ca să știi. Doar că n-am eu chef să le filmez întotdeauna. Dacă n-am starea necesară de a filma ceva, atunci nu le filmez și filmez ceva mai simplu, pentru că de ce nu? Da? Ok. Așadar, cui îi place, îi place, cui nu-i place, nu-i place. Ca un intro, sărim peste intro, ne uităm la încearcă să nu spui wow. Așa se numește acest video, tot fel de compilații, satisfy, cum spun unii. Cu față, da. Și mai fac o ultimă paranteză. Nu am iPhone, mi-a spus cineva că mie mi se face butonul de like negru din cauza că am iPhone, nu. N-am iPhone. Dar nu știu de ce la mine se face negru. Sunt alb transparente ambele degețele și în momentul când apeși se face negru. La alții se face albastru. La alții mi-a arătat cineva poză pe Instagram că se face mov. Nu știu dacă e din aplicație, dar oricum. Hai să adunăm și la clipul ăsta peste 5.000-6.000 de like-uri și să-i dăm bătaie. Haide. Mă duc că căută cu o domnică. Azi ne uităm a vlog cu animale vegetate. Nu înțeleg ce animale. Asta nu e cu animale. Adică cred, nu știu cu ce este, dar nu e cu animale niciun caz, e cu oameni. Da? Oameni. Pac. Pac. Începem. Începem. Will you not believe? E un video cu parkour? Sau ce am dat eu aici? Sincer, nu știu. Titlul era cu totul altceva. Ceva cu încearcă, wow. Să nu spui wow. Ăla e Dominic Tomato. Eu deja ieșit pe majoritate. Asta e Dominic. Tipul ăsta care dă toate salturile, eu deja îl cunosc. Adică bine, nu personal, dar îl știu. Da. Pentru mine nu e chiar wow. Acum nu știu cum e la wow. Ok. Hai mă, dar numai cu el. Dă toate fronturile și front 360 cu el. Și dublu front. Dacă vreți să-l vedeți pe tipul ăsta, îl căutați pe Instagram sau pe YouTube, Dominic Tomato.
Asta nu e el, sigur. Cât a dat? 1080? Una, două, trei... O dat 1080. Nice! Două, jumate, 900. Asta e freestyle. Deci asta e ceva mai mult cu sport. Sau nu? Un balon mare. Ce e ăla? E un balon, tati. Pe ce? Un balon cu fum în el. Ce ar face? Vezi ce fel face? Da. Îți place? Da. Hai să facem și noi. Facem și noi? Da. Dar nu știu să fac eu dintre asta. Cu mine? Pe ce sal? Easy busy. Da. Și Kiria, da. A, uite, care și Instagram acolo. Kiria Life. Ăștia au luat și au făcut compilație cu salturi mai mult de la câțiva freerunner mai bun, văd. Tot ne-a cerut voi clipuri cu parcurs, nu? Da, uitați aici câțiva băieți care fac freerunning. Cel pe care l-a văzut primul, Dominic, și cu ăsta, Kiria. Ăsta e rusnac. Rusnac sau ucrainean? Stai, ca să nu greșesc, nu mai știu exact. Rusnac e. Dar-s bun, tare, oamenii-s. Într-adevăr, te pot face să spui wow, dacă nu ești în domeniu. Wow! Da. Da. Lego. E Lego, mă. Uite, tati, vezi Lego? Da. Trebuie să fac ce eu. Da, faci și tu. Jucării. N-am. Mă. Am făcut niște miniaturi. Aici ce e? O oază, o apă cu... Căpriță. Hai, las. Ce tare sunt astea. Am mai văzut ceva de genul, făcea, că am impresia că e un japonez sau ceva de genul care face lucrurile astea. Bă, dar cât e de tare în perete, așa, nu știu cum. Ma. Ăsta e tot, Dominic. Tomato. Tunc. Tunc. Da, omul ăsta e nebun la tricuri de genul. E nebun de bun. Hop. Are niște picioare lungi. Lungi. Și lungi, tate, că e înalt. Se strică ăla. Se strică? Nu se strică, tate. A scârțit doar. Da, parkour. Deci nu mai știu. Back, front, round, off, 720, 720, înapoi, 180, și iar 720. Bravo, domnișoară! Asta este cu barbă. Are puțină barbă. Cine era când am băgat bine de seamă? Hollowback, Hollowback. Mamă, dacă îți da asta un picior,
stă cu fața la tine și te lovește cu piciorul prin spate. Bă, ăștia sunt gimnaste contorsioniste de mici. Uite, tati, vezi și vă Eu nu pot. Nu poți, dar vrei să încerci, să învățăm? Eu nu pot, lasă-mi. Învățăm, tati. Vreau și așa trambuline. Eu n-am. Nu ai? Nu. Îți luăm o trambulină, tati. Trebuie să luăm o trambulină. Da, unul mic. Mică? Mare luăm. De ce? Să sar și eu. Nu încerca ceva așa pe casă, pe vlog, nicăieri. Da. Deci mai mult clipuri cu... Deci eu știu toate secvențele astea, deci chiar n-aș putea să zic wow sau ceva, deci încearcă să nu crezi. Pentru că știu că sunt posibile, după cum vedeți. Sunt extrem de periculoase, de dificile. Le fac doar profesioniștii, cascadorii sau rușe de foame. Da. Beau și sar pe clădiri de foame. Da. Un peisaj. Un robot? E o dronă, tati. Pe ce? E un robot, da. E o dronă, zboară drona. Dronă 360, foarte tare. Noi avem drone. Avem și noi două drone, dar n-au camere, sunt așa, mai de jucărie. Cât de fain să spar valurile acolo. Super. Bă, dar sunt mai stângi. Da. Iar tomato. Domato. Mă scuzați. Cred că am zis. Nu mai știu ce am spus. Asta da precizie, asta da, pot să zic, wow, că e grea. Wow, te vii grea. Back. Back. Și front. Și în front. Chiria. Chiria. Da. 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 Este Pașa. Pașa. Pașa the boss. Everyone mare. Iar se repetă fazele cu... Da, deci majoritatea fazelor din clipul ăsta eu deja le știam, deci nu prea a fost atât de surprinzător pentru mine. Dar sper că vă place vouă. Adică n-am cum să nu zic că nu-mi plac, îmi plac. Wow! E ceea ce fac și eu, ce-mi place și mie. Nu chiar așa, în niciun caz nu fac eu. Poți ce faci tu? Eu pot, dar nu așa pe sus, e periculos. Dublu. Dublu. Asta e unul dintre primii, dacă nu, el a dat primul, am impresia, dublu backflip pe pământ. Nice, o sări de la 2, 4, 5 etaje. Nice. Am și patru, știu, se suie Tomas sus acolo. Urcă, 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 urcă. Da. Parcurs, asta înseamnă parcurs, să ajungi din punctul A în punctul B.
ceea ce fac ce el acum e parkour. Săriturile pe care le-ați văzut mai devreme sunt din tricking, free running, e cu totul altceva. Asta e parkour, să te cațe, să te urci, să te bași pe dedesubt. Și pe ea o știu cum o cheamă, cu am pe Instagram. Dacă vreți să o vedeți pe fata asta, e extraordinar. Stai, pauză puțin. Deci neapărat vă recomand să vă uitați la fata asta. Stai cu am pe Instagram, toată ziua postează. Cum o cheamă? Oi mă, că aseară mă uitasem. Băi, deci tipa asta neapărat vă recomand să vă uitați la ea. E foarte, foarte flexibilă și face niște nebunii cum n-am văzut în viața mea. Are o mobilitate, dar cum o cheamă? Stai, că nu stă acum. O caut. Dacă vreți să vedeți fata asta, e wow. Neapărat, o să las un Instagram în descriere. E cunoscută, e mult mai cunoscută și decât mine. Doar că e pentru noi, cred că majoritatea românilor nu știu. E bună tare de tot în ceea ce face. E gimnastă, contorsionistă, cercară. E wow, wow, wow. Asta da wow. Și uite că faza asta cu ea nu știam, dar o știu după tatuaje, după tot. Da. N-are niciun cablu, n-are nimic, e wow. Deci e... Finish. M-a venit odată. Ce ai dat timp? Îmi dai o dată? Să mai dau o dată, dar s-au terminat. Ne mai dăm la alte clipuri, dacă este. Mai facem videoclipuri. Îți plac? Sunt interesante? Mm-hmm. Da? Vouă vă plac? Chiar sunt curios. Probabil majoritatea n-ați văzut așa ceva. Doar să vedeți anumite compilații de genul ăsta, așa cum cu ocazia asta vi le arăt și vouă. Sunt în lumea asta oameni care fac niște chestii wow. Extraordinar de incredibile. Își pun viața destul de mult în pericol, ca să zicem așa. De ce? Pentru că, în primul rând, pasiune. Pentru cei care nu știu, prima dată e pasiunea. Pentru că vor să-și depășească limitele. De asta fac chestii extreme. Pentru că lumea vrea să depășească orice limită, orice barieră, atât mentală cât și fizică, mai ales. Și de asta unii au super puteri, cum spun alții, super oameni. Dar ideea de bază că e mult, mult antrenament la bază, foarte mult antrenament, ani, zeci de ani de practică. Da, așadar, cam acesta fiind video, eu sper că v-a plăcut și Nicolae, bineînțeles. Da, și noi ne vedem data viitoare, puteți să mai îmi trimiteți clipuri, să facem reacții și așa mai departe. O să pun de acum foarte multe reacții, ca să știți. Pentru că mie îmi place să reacționez și oricum mă uit la video, dar vreau să mă uit de acum în premieră, da. Să-mi trimiteți ceva poate la care nu m-am uitat, pentru că eu m-am uitat la mult. Și Nicolae mai vrea. Da. Hai că ne mai uităm. Dar încheiem video ăsta aici. Gata. V-am lăsat. Numai bine. Spune și tu. Ceva. Hei. Unde ai rămas îngândurat? Zile, pa. Fă, pa. Nu?